Polițiștii romașcani, sprijiniți de colegii lor de la Serviciul Operațiunii Speciale de Investigații Criminale, așa numiții mascați, au capturat într-un imobil din Roman un contrabandist urmărit național și internațional care se sustrăgea efectuării unei pedepse privative de libertate. În cadrul unei desfășurate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Roman, sprijiniți de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale, dar și de cadre a Inspectoratului de Jandarmi, un bărbat urmărit național și internațional a fost depistat pe raza municipiului Roman. Acesta, romașcanul de 43 de ani, se ascundea într-un imobil de pe raza orașului, sustrăgându-se astfel de la executarea pedepsei de 3 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În data de 12 martie, polițiștii secției rurale Onicien l-au oprit pe Romașcan în trafic, fiind depistat cu 11.200 de țigarete de contrabandă de proveniență ucraineană, moldovenească și rusă. Bărbatul a fost oprit în trafic pe strada Mihai Viteazul pentru că nu a respectat regimul de viteză. În momentul în care i s-au solicitat actele de proveniență a țigărilor găsite în portbagajul mașinii, acesta a accelerat acroșându-l pe polițist. Bărbatul a fost arestat și depus la penitenciarul Bacău.